Caz neobișnuită de contrabandă cu droguri pe aeroportul internațional din Varșovia, acolo unde vameșii au rămas uimiți când au percheziționat bagajul unei bătrâne. Femeia de 81 de ani ascunsese în valiză 5 kg de heroină, în valoare de peste jumătate de milion de euro. Conform infoștiri.ro, caz neobișnuit de contrabandă cu droguri pe aeroportul internațional din Varșovia, acolo unde vameșii au rămas uimiți când au percheziționat pagajul unei bătrâne. Femeia de 81 de ani ascunsese în valiză 5 kg de heroină în valoare de peste jumătate de milion de euro. O femeie în vârstă de 81 de ani a fost arestată pe aeroportul din Varșovia după ce polițiștii au găsit într-un compartiment ascuns improvizat al valizei peste 5 kg de heroină, în valoare de 2,4 milioane de sloți, circa 508.000 de euro. Potrivit oficialilor citați de publicația germană Bild, bătrâna atrăsese atenția autorităților în principal din cauza traseului neobișnuit și a comportamentului ei nervos. Astfel, Daneza și-a început călătoria în Malawi, zburând în Polonia prin Kenya și Doha. De la Varșovia ar fi trebuit să ajungă în Canada. Bătrâna a fost arestată și așteaptă acum să răspundă în fața instanțelor poloneze. Aceasta riscă între 3 și 15 ani de închisoare, relatează infoștiri.ro.